Sper că sunteți de acord cu mine, meniul n-ar trebui să dezamăgească. Dar să vedem mai concret la ce s-a gândit Camelia. La felul întâi, o delicioasă supă cremă de ciuperci. Felul principal e compus din două ingrediente cheie, somon la cuptor și legume, iar la desert avem un tort din blat de biscuiți și cremă de iaurt. La aperitiv vreau să fac delicioasa mea supă de ciuperci. Ca starter avem supă cremă de ciuperci. Îmi place foarte mult supa de ciuperci. Ce să zic? Eu nu mă omor după supa cremă de ciuperci. Supă cremă de ciuperci. Din punctul meu de vedere, acest preparat, să zic așa, nu-i cine știe ce. În general, supele și ciorbele știu că se consumă la prânz, la cină mai puțin. Somon la cuptor cu legume. Pot spune că, din ceea ce citesc în momentul de față, e pe gustul meu. Deci somonul la cuptor cu legume e pe gustul meu. Și deliciul, să-i spunem așa, prăjitura, de fapt, un cheesecake. Un tort fără coacere, dar nu vreau să vă spun mai multe, să dau din casă, că vreau să vă surprind plăcut. Tortul din blat de biscuiți cred că va fi bun. Nu știu cum e crema de iaurt. Cu crema de iaurt, da. Și doar atât, fără nimic altceva pe ea. O fructă, o bomboană de colivă. E ceva comun, dacă mă întrebați pe mine. Sunt toate șansele ca în seara asta să plec sătul și am făcut alegerea perfectă de a nu mânca acasă. La acest meniu, dacă stau bine să mă gândesc, s-ar preta un vin alb sec, foarte rece. Din cele trei sortimente de mâncare, somonul este cel care strălucește, iar celelalte fac parte dintr-o masă pe care o faci tu pentru tine și nu pentru persoane necunoscute care îți vin la masă. Va trebui să văd cum este mâncarea și prezentarea și în ce este prezentat, pentru că nu știu dacă mă va atrage olfactiv, vizual și gustativ până la urmă, nu? Ca o concluzie la ceea ce meniul mi s-a prezentat la gazda care urmează să merg, mă aștept să mă simt bine.